United a transferat un jucător din Serbia, dar nu se oprește aici. Antrenorul David Asandei mai are în plan achiziționarea încă doi jucători. Vor mai fi sigur, cu siguranță, cel puțin 1-2 jucători care vor apare ori pe parcursul turului de campionat, ori în partea a doua în retur, însemnând în 2015. Suntem în discuții cu 4 jucători și din care cred eu că vom alege 2, spun eu, până la finalul campionatului, vor face parte din lotul nostru. United are un lot destul de valoros, dar echipa gălățeană ar mai avea nevoie de încă 2 jucători care să facă diferența pentru a se putea bate la titlu.